găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Puncte de Vedere. V-am promis și, vedeți, mă țin de cuvânt, ținem așa în priză pe parlamentarii dâmbovițeni, căci așa este bine, au promis că vor fi într-o permanentă legătură cu dumneavoastră, cu dâmbovițenii, cei care le-ați dat votul de încredere, că vă vor reprezenta interesele și că vor fi în permanentă comunicare cu presa și cu dumneavoastră, motiv pentru care, din nou, suntem în biroul cabinetului parlamentar al doamnei deputat Carmen Holban. Bine v-am regăsit, doamna deputat! Bună ziua, bine ați venit în acest cabinet parlamentar! Greu am, vă iau vorba din gură, că nu pot să mă abțin. Eu trebuie să spun ceea ce gândesc dâmbovițenilor. A tot avut întâlnire așa, deci hai să ne întâlnim de vreo 3-4 ori, păi nu pot că ne ducem în deplasare la Titu, păi stați că am audiențe și trebuie să țin audiențele, adică interviuri după și astăzi zic nu, acum ori niciodată. Deci, nu stați degeaba, munciți tot timpul, alergați, București, Târgoviște, Titu, Runcu, ce să mai zic, îmi scapă mie ceva, vreo deplasare din ultimele 5 zile? Asta depinde, pentru că de fiecare dată după ședința de BPJ primim un program foarte complex cu activitățile pe care trebuie să le desfășurăm în luna respectivă. Ne înscriem fiecare parlamentar în funcție de programul pe care îl avem liber după ce mergem în parlament. Și atunci onorăm cu prezența acțiunile pe care le desfășurăm în cadrul județului. În această perioadă, să știți că sunt foarte multe activități, fiindcă este toamnă, fiecare comună are câte o sărbătoare și este foarte frumos să fim alături și să sărbătorim împreună evenimentul respectiv. Mă bucur că la astfel de acțiuni vin foarte mulți dintre colegii noștri și mă bucur că văd că în târguri vin foarte mulți producători și de asemenea oamenii vin, o consideră o sărbătoare și e locul unde ne putem întâlni și corect. Putem să adunăm din probleme. De asemenea, culegem și problemele pe care le aduc producătorii cu ei, admirăm și observăm produsele pe care le aduc. Uite că la Runcu am întâlnit persoane care aduceau ceapă, usturoi, o producție foarte bună și foarte frumoasă. De asemenea, am văzut că brânza, în special cea de oaie, că e de tradiție în zona respectivă, foarte multe tarabe cu produsele respective ținute în conformitate cu legile în vigoare, adică la rece și bine frumos prezentate. Deci se poate împlini. Exact. Da. Să știți că am văzut foarte multe mașini din alte județe, ceea ce mi-a dat așa un sentiment frumos. Chiar mulți bucureșteni, m-am întâlnit cu colegii de-ai mei prin Runcu, da? Și atunci zic da, uite că este o sărbătoare frumoasă. Mai ales că noi suntem învățați să mergem să facem cumpărăturile, zic, de mâncare, legume, fructe din supermarketuri, unde găsești așa, știi, cartofi din Franța, cartofi din Spania, mere de pe nu știu unde. Da, nu? Da, sigur. Ceapa era trona în acest domeniu, în această perioadă noștri. Și ceapa și usturoiul, dar vă spun, o producție bună și frumoasă și frumos prezentată, da. Existau destui cumpărători, așa că se așa îmbină că a fost răsplătită. Exact, da. Eu zic să mergem de la Runcu puțin în Parlamentul României, în Camera Deputaților, doamna deputat, pentru că nu ați stat degeaba. Recent ați prezentat presei și vreau să discutăm mai mult pe câteva activități pe care le-ați avut în Parlament. Este vorba despre o interpelare pe care deputatul Carmen Holban, de meserie farmacist, știți că este foarte important, zic eu, în momentul când vrei să-ți reprezinți comunitatea, județul, să ai o meserie, să ai o pregătire profesională solidă în spate, tocmai pentru a ajuta, nu? Ca legislația să fie corect făcută. Deci eu zic așa că este bine ca medicii farmacist, știi, să fie în comisiile de sănătate, și fiecare să-și vadă de treaba lui, să nu ne mai întâlnim cu absolvenți de teologie care să răspundă, să intre în nu știu ce comisie juridică, nu au niciun heleș, niciun beleș. De aici
De aici și lipsa de profesionalism și, și nebunia care, care apare în, în spatele aplicării unor legi sau ordonanțe. Și atunci vreau să vorbim despre această interpelare pe care dumneavoastră ați făcut-o Ministrului Sănătății în cunoștință de, de cauză. Haideți să vedem de, despre ce a fost vorba în această interpelare. Sigur, eu am făcut o interpelare și urmează să mai fac câteva interpelări, deoarece studiind ordonanța de guvern și stând de vorbă cu Colegiul Farmaciștilor, foarte multe colege mi-au adus la cunoștință că anumite aspecte sunt, le defavorizează în ceea ce privește profesia de farmacist. Și atunci am început să discutăm punct cu punct și am făcut prima interpelare de care vorbiți dumneavoastră, referitoare la amenziile pe care le pot primi aceste puncte farmaceutice și farmacii și drogherii atunci când nu se respectă condițiile pe care sunt trecute în lege. Sigur că este foarte bine ca o lege să se respecte, dar ea trebuie să fie făcută cu simțul răspunderii. Sunt foarte multe scăpări, sunt foarte multe omisiuni și atunci noi trebuie să o facem complexă, corectă și exactă. Este lege sau este ordonanță? Aici este ordonanță de guvern. Este ordonanța de guvern 58 prin care se modifică amenziile vechi cu amenzi noi. De ce au fost ele nelămurite și au ridicat această problemă? Este că amenziile de la 20.000 la 40.000 care erau în trecut, plafonul trece la 50.000, 100.000. Deci în bani vechi, 500 de milioane sau miliard? Da, un miliard, da. Ori, printr-o interpretare greșită, sigur, avem încredere în organele de control care controlează, numai că prin anumite omisiuni s-ar putea ca farmacia respectivă să plătească o astfel de amendă. În momentul acela totul s-a terminat, farmacia se închide, se închide. De aceea am ridicat problema unei prevenții, pentru că tot dorim această lege a prevenției. Haideți să venim, sezizăm, dăm un plan de măsuri pentru remedia, pentru remedierea situației într-un termen de. Nu s-a remediat situația în termenul respectiv, atunci avem toate argumentele să dăm amenda respectivă, astfel încât farmacia nu are nimic de spus. Aici, una din problemele care au ridicat-o, ele au fost lipsa farmacistului în unitate, se sancționează cu această amendă de un miliard și au pus această problemă. Poate că la un moment dat trebuie să plecăm către casa de asigurări la o ședință, poate că la un moment dat putem să plecăm la bancă să depunem niște bani. Ele sunt societăți comerciale, trebuie să trăiască dintr-un venit, un venit în care să le asigure o bună funcționare. Dacă pentru aceste mici acțiuni pun lacătul pe ușă și închid, ele nu o să mai poată să țină un angajat, nu poate să-și plătească datoriile către spațiile comerciale, lumină, căldură și așa mai departe. Sigur că prin fișa postului sunt definite foarte exact tot ce trebuie să facă un farmacist și tot ce trebuie să facă un asistent de farmacie. Da. Sigur că se știe clar că un asistent de farmacie nu are cum să ia atribuțiile unui farmacist, nu are cum să manipuleze medicamentele pe care le manipulează un farmacist. Și atunci, casa de asigurări vine și acolo normă. În lipsa farmacistului, la un control, este amendat. Și sancțiunea pe care o prevede casa este un procent de din suma rețetelor compensate și așa mai departe. Bine, o sancțiune mult mai mică. Mă gândesc că atunci când se va primi o amendă de un miliard la o farmacie unde există doar un farmacist și un asistent de farmacie la țară. Exact, uite, asta am notat, pentru că asta vreau să vă întreb, că aici este marea problemă. Aici abia s-au ridicat. S-au deschis în ultima perioadă. Și asta cu greu, cu greu s-au deschis. Normele pe care trebuie să le îndeplinească o farmacie la deschidere nu sunt niște norme ușoare. Spațiul respectiv trebuie să fie bine compartimentat, trebuie să aibă anumite dimensiuni.
oficina, receptura, depozitul. Trebuie să îndeplinească anumite condiții de temperatură pe care le monitorizează foarte exact. Fie că e vorba de o temperatură din cadrul frigiderului, fie că este vorba de o temperatură unde se țin medicamentele pe raft. Bun, și atunci, dacă tot îndeplinim aceste condiții, tot obținem autorizație pentru aceste condiții și începem o desfășurare exactă, astfel încât oamenii de acolo din sat să nu mai o ia cu autobuzul, să aștepte, vine autobuzul, nu vine autobuzul, iarăși la întoarcere, să vină într-o farmacie în oraș, Doamne, găsește, nu găsește, se duce la altă farmacie. Așa omul se adresează farmaciei lui, farmacistul în 24-36 de ore sau 38 de ore aduce medicamentul respectiv și poate să beneficieze mult mai ușor și sănătatea lui este mult mai bine rezolvată decât să meargă prin autobuze, să aștepte... Doamna deputat, eu mă gândesc așa, deci eu iau un exemplu clar. Vine controlul mâine, da, în comuna X din județul Dâmbovița. Farmacistul este plecat la o ședință la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Argumentând, deci, pentru că... Domnule, deci omul e plecat acolo, nu e plecat la coafor, da? Bun. Legea spune să închizi farmacia. Să pui lacătul pe farmacia. Îi mai dai și o amendă de 1 miliard pe care nu dacă o găsești deschisă. Dacă o găsești, bun. Între timp, 1, 2, 3 părinți se duc disperat să caute un medicament pentru scăderea temperaturii, pentru care nu-ți trebuie nici trimitere de la, nici rețetă, nici, da, tot știm că există anumite medicamente care scad temperatura în serii știrilor de puse. Antipiretice. Domne, și nu-l găsește. Da. Nu-l găsește că e farmacia închisă. Ce face? Că e la 50 de kilometri de Târgoviște. Nu știu, dau un exemplu. Cine răspunde? Ei, aici situația... Că și despre asta este vorbim, destul aici se va ajunge. De gravă în sensul că farmacia nu poate fi deschisă în absența farmacistului, drept pentru care pacientul respectiv nu poate să-și ridice un astfel de medicament, un antipiretic, care este un medicament simplu, asta care se poate da și prin drogherie sau prin... Da. Drept pentru care... încercăm să schimbăm ceva, încercăm să facem lucrurile bune așa cum trebuie pentru pacienți. Ați propus, deci dumneavoastră n-ați spus în acea interpelare, domne, lasă-ne în pace să ne dezvoltăm. Nu, ați spus așa, haide să venim cu o prevenție. Mai ales că noi știm, da, că de ceva vreme încoace există o politică guvernamentală, domne, prevenim, nu le dăm în cap agenților economici. Că asta dorim să facem. Asta sunt și farmacii. Asta dorim să facem, pentru că nu este normal. Să știți că farmaciile au trecut pentru a se dezvolta prin praguri extrem de grele. Eu sunt farmacistă de 25 de ani. Am înființat farmacii și am creat într-adevăr o rețea de farmacii. Deci știu ce înseamnă o farmacie de la deschiderea ei, la evoluția ei, la toate problemele care s-au iscat în 25 de activitate farmaceutică pe care am desfășurat-o. Să știți că fiecare etapă a fost o etapă grea. Casa de Asigurări de Sănătate, pentru o transparență totală, a cerut din ce în ce mai multe sisteme de transparență, cum ar fi programul de calculator, cum ar fi citirea cu carduri a rețetelor, cum ar fi rețetele electronice. Și foarte bine a făcut. Asta înseamnă o transparență totală. Asta înseamnă că oricând, la orice moment, pacientul va ști ziua când a intrat la medic, ce a prescris medicul, ce a dat farmacistul, în ce moment a dat farmacistul, din ce lot a dat farmacistul, cu ce medicamentul respectiv, ce perioadă de valabilitate are, da? Așa încât asigurăm un bun circuit al medicamentului de când el se fabrică și până va fi înghițit de pacient și de asemenea știm o ierarhizare a pacientului în ceea ce privește boala lui. Astea toate pentru farmacii au fost
un consum de bani pentru a se putea dezvolta. Și foarte bine că așa și trebuie, și noi trebuie să ne dezvoltăm și să evoluăm. Înțelegeți? Dar dacă vii și pui o amendă, îi dai în cap așa, peste noapte. Pentru că nu a fost farmacistul 10 minute, 15 minute, 20 de minute în farmacie. Nu este normal. Pentru că farmaciștii, ei sunt în structuri foarte bine. Casa de Asigurări de Sănătate monitorizează și știe clar farmacia, a cui farmacist este. Colegiul Farmaciștilor știe clar. Deci, oricând, colegiile județene stăpânesc foarte bine situația. Sigur, da. Adică nu poți să... președintea Colegiului Farmaciștilor știe clar în unitatea respectivă ce farmacist e. Deci nu poți să spui că lipsește un farmacist total din farmacia respectivă. Nu. Și atunci pentru... Și farmacist face vor acolo de capul lor. Nu. Da. Asta nu se poate pentru că răspunderea... Asta spun. Nu pică pe asistentul respectiv. Răspunderea pică pe farmacist. Iar avizul de liberă practică pe care îl pierde, nu-l pierde numai asistentul, ci și farmacistul. Și într-adevăr, dacă se întâmplă ceva, atunci farmacia se închide prin normele respective. Foarte, foarte mari, drastice și dintr-o dată fără niciun fel de prevenție. Spuneți-mi dacă ați primit ceva semnale de la Ministerul Sănătății până acum. Interpelarea am făcut-o de scurt timp și nu, deci încă nu așteptăm răspunsul. Voi face și alte demersuri, spre exemplu, pentru angajarea în anumite instituții, da, fără a exemplifica foarte tare, se cere pentru anumiți farmaciști, medici, doctori stomatologi o anumită înălțime. Serios? Da. Deci nu mi se pare normal. Deci să-i ceri o anumită... Dați-mi un exemplu. O să vă dau exemple după ce fac interpelarea. Deci stomatologul trebuie să aibă peste nu știu cât înălțime, vorbiți serios. Da, deci și stomatologul și farmaciștii. Farmaciștii mi-au adus la cunoștință, vroiau să se angajeze și pentru că a avut 2 cm mai puțin, nu a putut fi, nu a putut fi angajat fiindcă a avut 2 cm mai puțin. Și pe aici trebuie să lucrăm pentru că farmacistul respectiv. Nu, abia aștept să ieșiți în fața opiniei publice că deja sunt. Am să fac o interpelare săptămâna viitoare pe această. Deci, farmacistul, și dacă e mai scund și dacă e mai înalt, el trebuie să știe să elibereze prescripția medicală în tocmai corect și exact. Poate că, adică, sigur ar fi fost mai corect să îi se pună 100 de întrebări de specialitate. Tocmai. Să se pună un barem pe nota respectivă, să ia 10, să ia 9 pe lucrarea respectivă. Dacă n-ai 2 cm înălțime, asta sunt lucruri pe care trebuie să le remediem și asta e situația noastră. De asta suntem, ca să sezizăm și să remediem tot ce înseamnă problemă. Cred că ar trebui să le spuneți să facă și niște cone. Asta nu se poate modifica. Cine face legislația asta? Știți că eu cap în învățământ, că noi în sănătate și în învățământ suntem toți preocupați, dar parcă am înnebunit cu toții acolo. Mai, cum să spun, invers le facem. Exact cum spuneam eu, că trecem de la sănătate la învățământ, ele se leagă firar să fie, sunt cele mai importante domenii. Dumnezeu, cred că le-ar trebui un control celor care fac manuale și fac programă, că au înnebunit cu toții. Deci copiii noștri învață în clasa 3-a ce învață cei din Occident în clasa 6-a. Nu se poate așa ceva. Da, să știți că avem copii foarte deștepți. Avem copii, păi ăsta e norocul nostru. Că avem copii deștepți. Foarte deștepți, vin generații foarte nostru. Puternice. Chiar... Poate ei vor reuși să schimbe ceva din mentalitatea asta noastră, știm. La noi e mult prost și fără rost, așa zic eu. Bun, rămânem la activitatea parlamentară, doamna deputat, pentru că vreau să vorbim puțin și despre legea antifumat, da, și vorbește un fumător cu un nefumător, ca să fie așa, lucrurile egalitate clare. De șanse. Da. Lucrurile clare. Și eu spun așa, ok, sunt de acord, am fost de acord, nu este în regulă, nu este sănătos, nu este de bun simț să fumez peste tot, dar... În momentul în care, într-o instituție, spui, domne, nu se mai fumează în acea instituție, legea n-ar fi trebuit să vină și să spună, dar trebuie să avem și un loc de fumat. Și vă dau din nou un exemplu concret, da? Există profesori, învățători, medici foarte mulți, da? Asistente medicale în toate domeniile, există fumători și nefumători. Păi și vă întreb ce facem cu fumătorii.
Căci este urât să treci pe lângă niște unități de învățământ, să vezi niște profesori de prestigiu care săracii fumează pe trotuar în fața unității de învățământ ca să nu încalce legea și se vede urât. În cadrul Comisiei de Sănătate, marți am avut dezbateri pe această lege. Am avut foarte mulți invitați sau fiecare și-a spus părerea. Chiar să știți că înainte acestor dezbateri, fiecare parlamentar din cadrul Comisiei de Sănătate a primit foarte multe semnale pe mail, pe telefoane, prin care fiecare își prezenta opțiunea și eram rugați să alegem cât mai corect și gândindu-ne la sănătatea oamenilor. Sigur că tutunul este considerat un drog. El creează o dependență, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem. Că fumătorul își asumă responsabilitatea, deși știe că această nicotină creează anumite boli în organism sau poate accelera alte boli care sunt deja în derulare și nu renunță, este treaba lui până la urmă. Corect. Că își asumă această modalitate de trai cu tutunul alături. Problema este pentru ceilalți, pentru fumatul pasiv. Un fumător lângă un nefumător, el își asumă fumătorul pentru sănătatea lui și știe ce vrea. Celălalt nu este de acord, de ce trebuie să... Pentru că sunt statistici care documentează că și nefumătorii, din cauza fumatului pasiv, ajung la anumite probleme de sănătate. Aici trebuie o interpretare exactă, o interpretare corectă și o analiză bine făcută, astfel încât să nu dezavantajăm oamenii care sunt sănătoși și nu trebuie să îi îmbolnăvim. Gândiți-vă că într-o familie mama fumează sau tatăl fumează, mama nu fumează, copilul nu fumează. Și atunci există posibilitatea... Este pe balcon, doamna deputată. Asta că tatăl este pe balcon, tatăl și deci foarte bine face, are această posibilitate și trebuie să aibă responsabilitatea pentru sănătatea, corect, familiei lui. Dar ne gândim la copiii care în mod necorect fumează alături de părinților. Ei, aici trebuie să educăm, trebuie să facem pe fumători mai responsabili față de cei care sunt alături nefumători. Ce facem cu instituțiile? Sigur că facem o analiză și o avem în dezbatere. Va trebui să găsim locurile acelea pentru fumători, așa cum sunt găsim în aeroport, așa cum găsim în alte instituții, locul pentru fumat, astfel încât să nu creăm acel fumat pasiv. Da, spuneți-mi dacă, deci ați discutat la comisie și dacă s-au făcut, mă gândesc, ceva statistici, ceva analiză, de când există această lege? Deci, doamne, nu știu, în Consiliul Județean Dâmbovița, câți fumători s-au lăsat de fumat că nu mai pot fuma în birou? Zic, eu nu cred. Asta s-a cerut, vicepreședinta Comisiei de Sănătate a cerut o analiză pentru următoarea întâlnire, o analiză exactă, pentru că noi am primit niște cărțuli, vi le pot și arăta, această tentativă de modificare are niște statistici mai vechi. Aha. De-aia dorim niște statistici noi și o analiză cât mai exactă, pentru că suntem foarte interesați de sănătatea populației. Da, eu zic așa, că dacă îmi faci mie acum la 40 și puncte de ani o educație antifumat, nu are aceleași rezultate cum i-ai face o copilului meu care are 10 ani. Și cu care ar trebui să înceapă. Mă gândesc că în școli ar trebui să... Deci, sigur că de mici, da? Dar dacă el vine acasă și o vede pe mama fumând, degeaba eu încerc să-i spun în școală una și alta. Mama trebuie să-i... Da, ascult. Să știți că copilul meu a venit acasă și a spus: tati, mami, ne-a învățat la școală că fumatul dăunează sănătății, puteți să muriți, și vă spun că a luat pachetul de țigări.
cu țigări, de țigări și cu țigări și l-a aruncat la coșul de gunoi. Și dumneavoastră deci, iată, ce ați făcut? Acum inversăm puțin întrebările și vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce ați făcut. De dragul vinovat, copilului dumneavoastră. Corect, ei, evident, și atunci nu ne crește nouă vinovat. Statistica și atunci suntem mulțumiți evident. Că obținem un rezultat mai bun. Deci, obținem un rezultat mai bun, încercăm să mediatizăm cât mai mult aceste documente, aceste statistici, astfel încât să demonstrăm că acest viciu este dăunător sănătății. Trebuie în școli, trebuie prin televiziune, trebuie prin publicitate, trebuie corect. Să facem ceva, prin ziare, prin mass media, trebuie să informăm exact populația asupra acestor vicii. Am început emisiunea noastră cu deplasările în teritoriu, ne-am dus în Parlament, în Comisia de Sănătate, iată ce de lucruri importante am aflat și urmează să veniți cu noutăți la fel de importante și de șocante, zic eu, aia cu farmacistul care trebuie să aibă nu știu ce înălțime și stomatologul, ați mai spus, și zic să ne întoarcem, deci să încheiem așa, venind acasă și să ne spuneți audiențe, că știu că țineți audiențe și în teritoriu, le țineți și la cabinetul parlamentar de aici, de unde suntem noi acum în municipiul Târgoviște, vin oamenii în audiență și ce vă cer? Vin oamenii în audiență și cer problemele lor din zona respectivă. Să știți că nu vin oamenii în audiență doar din Târgoviște. Vin oamenii în audiență din tot județul. Vin oamenii în audiență unde n-au rezolvat anumite probleme legate de comunitatea lor, de canalizare. Vin oamenii în audiență care nu au rezolvat anumite probleme legate de drumurile de acolo. Sau vin oamenii în audiență legate de... Am avut chiar un caz cu o fetiță luată în plasament și trebuia rezolvată o anumită problemă și atunci am sesizat protecția copilului. Vin pensionari care mi-aduc la cunoștință că pensiile lor nu au fost calculate așa cum și-au făcut ei calculele da. Și așa cum credeau ei că își primesc pensiile și atunci îi îndrum către în casa de pensii au legătura și stabilim procedura prin care să îi se dea informație corectă și să îi se pună la dispoziție calculul astfel încât să omul să plece lămurit și să își dea seama de ce a primit pensia respectivă. Dacă de fiecare dată ne propunem să vorbim puțin, să nu plictisim și uite că apar pe parcursul emisiunii diverse informații pe care doamna deputat ni le dă și devenim cât mai curioși, uite așa trece timpul. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care răspundeți. Și eu vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Noastre, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.